Bună ziua! Nu ce luminează asta. Tare, zici că e soarele. E bine să mai comunicăm din când în când, că ieri era să fac și o baie. Prietena știu de ce. E supărare ei, familia. Vreau să vă arăt noul loc de muncă al meu, sezonier. Sunt chiar în timpul serviciului. Mecanicul doarme pe ochiul ăsta acolo. Deci acum am făcut apărare aproape o lună. Adun la mor este ora 7 fără ceva. 7 fără 10. Că sunt chiar în timpul serviciului, că mai am câteva more de anotat, că plec cu maxi taxele de 8. Vedem dacă are mare de gând șeful să facă și ala tu la asta. Că el zice că face, dar nu face. Adică doar teoretic, practic nu face nimic. Am adunat și mure. Aș zic, bă, păi stau lângă tine așa până faci tu chilul ăsta, mă, că dacă nu eu du la altul să caut un micri. O să o pună pe picioare vorba la asta. Altceva ce mai faceți? Nu, nu mă las de pescuit dacă vă întrebați asta, nu. E așa o perioadă mai de așteptare. Asta le-am folosit și mai am o sticlă aici. Hai, dar pierde vremea, domnule. Murele se duc. Mai am una întreagă de mure. Și cu asta duc. Știi ce am muncit eu azi? Am înțeles că să și vând ăsta e 7 lei kilo. Domnule, care cum mi-a zis. Cumpărat eu. Și m-a adunat eu în 4 ore. Nu că s-a mai făcut pacina, nu am nici pregătire care trebuie. Mă duc să mai adun câteva vreo mai de ură, să mă duc către mașină. Băi, sunt la curent cu informațiile. Nici nu mai luai undița după mine. Ce frumos să lasă seama asta. Nici nu mai luai undița după mine, că pacina nu prea sunt pești pe zonă. Știi, să repar și eu. Bă, și mă întâlniați cu nepotul, bă, cu seatul. Nu mai merge, bă, găbisune, nu mai trage. Păi ce are, bă, șata de nu mai trage? Nu mai trage, bă, seatul. Păi zic că tu ești norocos că l-ai din 2003 și l-ai avut de 3 ani la... Nu am început în asta. O să mai căut alt cilindru să mai curgea. Zic că tu l-ai de 3 ani, băbiți. Salut, băbi! Eu l-am măcar de 6, dar am omorât tot de... A căzut tot după. Dar se reface așa. Se reface, pierde și ulei, și că așa de și bujile. Le refacem noi, băbiți, stai liniște. Cu domnul. Acolo e autostrada. Lumea muncește în lângă noi. Foarte frumos în natură aici. Este o perioadă o să se facă și... Uite bă, și o mură frumoasă, cum o rata eu, mă, pa. În cauza soarelui. Uite și una ascunsă sub frunze. Și mai găsit două bune. Dacă mai mă concentrez, mai găsesc pe dânsul. Bă, ce mă, s-au făcut așa, peste... Am găsit trei bune. Acum mă duc la mecanic și rezolvăm problema. Ori la bal, ori la spital. Că pești nu mai stă după mine. Trebuie să hrăniți, nu? Sănătate, numai bine, țineți aproape, puteți să vă abonați că este gratuit. Dacă avem noi bani, ne dăm mult la pești. Dar noi având suficiente fonduri, ne mai plimbăm pe natură așa. O să mă luăm niște pescuituri pe la clan. Dacă un clan, că nu mi-a părut că...
Ca ce până în zona Piteștiului e criză de rău. Mai trecut unul cu o tolbă, dar prea avea mare brânel. Ce că nu mai au luat taxul de 4 pești mici. Gata, v-am lăsat. Mă duc că mai am dat colindă de leacă. V-am zis că sunt în timpul serviciului. Sănătate, mai bine.